ultima noastră cină. Doi. Doamne. Și sunt contracții regulate sau doar sunt regulate, nu? Avem, o să ies pe aici, pe ușa asta, așa cum sunt acum, și să mă întorc mămică. Sunt în a cincea zi de spitalizare. Pentru că la 24 de ore, după ce l-am născut pe Tomas, hello, dragilor! Iată că am ajuns și la ultimul episod din seria Aproape de tine. După cum știți, ne-am dorit, eu și Silviu, să avem această miniserie dedicată fiului nostru, Thomas J. Cristian. Ultimul episod, Doamne, nici nu știu când a trecut timpul. Da, 9 luni, parcă au zburat. Vă invit să vizionați niște imagini emoționante. Dar în același timp să vedeți și să faceți parte din această călătorie a mea în maternitatea Sanador. Da, a fost o naștere ușoară, aș putea spune. Mi-am dorit foarte mult să nasc natural, dar după cum spuneam în episodul anterior, Dumnezeu a avut alte planuri pentru mine. Sau poate cine știe, poate că Thomas a avut alte planuri pentru mama lui. Da, am ajuns la spital, aveam deja contracții și împreună cu domnul doctor Andreas Vitulcas am hotărât să facem operația de cezariană. Așa că vă invit să urmăriți imaginile. Și cum puteam să avem ultima scenă în doi decât cu pizza? Cu pizza napoletană bună. Da. Tati degustă un vin bun, corect. Corect. Bravo, pisicea. 9 months. 9 months. Cu succes. Chiar a fost o sarcină ușoară. Ți-am spus eu că o să treacă. Poate mai facem un. Nu ne cad. Faci pita mea. Bine, plec la Sanador să nasc. Da? Da. Ați venit deveni mămică. Ești bucuroasă? Sunt emoționată. O să fie bine, iubita mea. Da. Plecăm spre spital, spre Sanador. Mamicea curajoasă. Da, am inima cât un puricel mic. Astăzi o să-l aduc pe... Nu pot să vorbesc, ai... Sunt foarte emoționată. Da, astăzi îl voi aduce pe lume pe fiul nostru. Mami. Doamne ajută să fie bine. Mami curajoasă. Cumva tot el a decis să vină și azi până la urmă, dacă stai să te gândești. El a decis, pentru că doctorul a hotărât că până la urmă trebuie să facem cezaria. N-avem cum să mai așteptăm. Asta dacă nu, cumva s-a întors între timp. Eu sunt ok, am acceptat asta de dimineață, m-am gândit. Nu-mi doresc decât să fie sănătos, să se nască bine, să fim bine amândoi. Te iubesc. Hai, și eu te iubesc. Let's go. Hai. În salon. Foarte drăguț. Trebuie să mă schimb, după care o să vină o asistentă să mă preia, să-mi explice procedura. Da. Doamne ajută să fie bine. Be right back. Am revenit și cu outfit-ul. Dar ce drăguță sunt. Da, mă mir că mai pot, mai fac și glume. Doamne, ce emoție. Tocmai am fost anunțată că am și contracții. Eu le-am simțit ieri așa finuț, mi-am dat seama că ceva nu e în regulă, dar astăzi mi s-a confirmat că sunt și contracții și da, poate că e mai bine că am venit acum decât să așteptăm să se rupă membranele, așa cum a spus domnul doctor, e mult mai bine să facem operația de cezariană înainte. Bebe tot
în aceeași poziție cu capul în sus. În câteva ore voi intra în sala de operații. Am vorbit cu domnul doctor, acum a asigurat că totul este bine. Și nu știu, abia aștept să-l văd și să vin până în brațe și atât. Și să vin cu el în salon și să-l iau în brațe și să-l pun. A sosit momentul să merg în sala de operații. Din păcate, mi s-a spus că nu pot să filmez acolo. Mi-aș fi dorit să filmez. BV este liniștit deocamdată. Puf, Doamne ajută să fie bine. Să ies pe aici, pe ușa asta, așa cum sunt acum. Și să mă întorc mămică. Ne vedem în scurt timp. Cesariana a fost ok, n-am simțit durere la anestezie, doar că acum am foarte mari frisoane și mi s-a spus că e un răspuns al organismului, că nu mai e bebe înăuntru. L-am simțit pe bebe, mi l-a adus să-l pup un pic și când l-am scos a început să plângă, făcea, Doamne, cum plângea. Din prima a plâns. Și are părul negru și e frumos, are totul și o moare. Băi, te auzi? Nu există iubire mai mare, nu există. Ce faci, iubita mea? Bine. Ce faci, bebe? Hă? Vai, Doamne! E foarte drăguț, e frumosul de el! Ce fac, mă, băiatul lui tati, mă? Iubitul nostru! Foarte cum drăguț. Te simți? Cum te simți? Doar un pic operația, dar sunt bine. Bine, hai că stai că nu prea te aud. Hai să dau mai tare. Acum mă auzi? Da, te aud mai bine acum. Știu că mă doare un pic operația, dar sunt bine. Bine, foarte bine, mă bucur să te văd, să vă văd. Mi-e dor de tine, vrem să ajungem acasă. Și mie mi-e dor de voi. Vreau să-l văd pe bebe și eu. Să-l ține tati în brațe. I-am dat să pape. Da? Da, papă, bine. Lăptică, la lăptez. Bravo, da. Foarte bine. Acum mănâncă doar de la sân, nu? Da, exclusiv la sân. Mm-hmm. Da, și atâta. Abia așteptam să venim acasă la noi. Și eu abia aștept să vă văd, dragii mei, iubiții mei. Vă iubește tati mult. Și noi te iubim mult de tot. Mă, tati, mă. Bine. Te iubim, vorbim mai încolo. Bine, pisici, te iubesc mult. Pa, pupă-l și pe bebe din partea mea, da? Pa, vă iubesc mult! În momentul în care am decis să nasc la maternitatea Sanador, un criteriu important a fost secția de neonatologie, tocmai pentru că mi-am dorit să fiu safe din punctul ăsta de vedere, atât eu cât și, bineînțeles, puiul meu. Iată că, chiar dacă în acele momente, acum ceva, câteva săptămâni, nu mi-am imaginat că voi trece printr-o perioadă mai dificilă în maternitate.
Este vorba de faptul că la 24 de ore după ce l-am născut pe Thomas, o formă mai pronunțată de icter ne-a făcut să rămânem în spital mai multe zile. Îi mulțumesc doamnei doctor Cornelia Preda. A fost acolo trup și suflet, aș putea spune. Am trăit niște momente și niște clipe dure psihologic, nouă mamă fiind. Nu am știut exact cum să gestionez aceste stări, dar bine că a trecut cu bine. Vă invit să urmăriți un testimonial la cald din maternitate. Ok, so, o să mă, să-mi adun forțele să vă povestesc. Sunt în a cincea zi de spitalizare. Pentru că la 24 de ore, după ce l-am născut pe Thomas, doctora neonatolog a descoperit o bilirubină destul de crescută. Ideea este că, în general, asta ce înseamnă? Înseamnă că are icter. În general, copiii, majoritatea copiilor au o formă mai ușoară, să spun, de icter. Doamna doctor a fost promptitudinea dânsei, într-un fel, ne-a ținut încă pe loc în spital, pentru că și-a dat seama încă din primele ore de viață. Și a decis să acționeze punându-l pe Thomas la acele lămpi speciale. Da, bilirubina era destul de crescută, în jur de 12-14. Este un icter un pic mai avansat, tocmai din cauza faptului că există o incompatibilitate între grupa mea de sânge și cea lui Silviu, tatălui Thomas. Au existat niște anticorpi care au făcut tot felul de... care au dat peste cap puțin acest nivel al bilirubinei. Ideea este că el stă în permanență la aceste lămpi. Sunt... Sunt doar două momente ale zilei în care eu îl pot vedea și în care pot sta cu el și pot alăpta. Și asta din a treia zi. Până în a treia zi a stat... L-am văzut doar la lampă, n-am putut să-l țin în brațe. Sunt singurele momente de care mă bucur atunci când mă gândesc că trebuie să mi-l aducă. Faptul că nu-l pot avea lângă mine non-stop mă dărâmă psihologic cumva, încerc să fiu tare, încerc să fiu puternică și să nu-i transmit și lui starea asta. Am încredere foarte mare în doctorii de aici. Doamna doctor Preda este șefa secției de neonatologie, un înger de om care face tot posibilul să trecem cât mai repede prin aceste zile. Este un copil absolut minunat. De fiecare dată când îl iau, este așa de blând, e, nu știu, mi inspiră o bunătate aparte. E foarte greu. Pentru cele care au trecut prin acest gen de experiență, mă înțelegeți. Încerc să fiu puternică și să nu mă las doborât foarte mult de sentimente și de ce se întâmplă. Măi, iubiților! Am un mesaj pentru tine, viitoare mamă. Este minunat să-ți dorești și să vizualizezi momentul nașterii, așa cum am făcut și eu. De când am rămas însărcinată, nu cred că a existat zi în care să nu mă gândesc cum va decurge nașterea, cum voi fi în travaliu,
cum îl voi lua la pieptul meu imediat după naștere pe fiul meu. Dar da, uite că nimic din toate astea nu au corespuns cu viziunea mea, ca să zic așa, și au fost momente în care am fost dezamăgită, fiind în maternitate, în care m-am învinovățit, nu aveam vină, dar tocmai din cauza că setasem un țel legat de naștere, m-a dărâmat psihologic, aș putea spune. Așa că trebuie să iei totul așa cum vine, trebuie să fii pregătită pentru absolut orice, trebuie să fii deschisă către orice. Este foarte frumos să-ți dorești să naști natural, să-ți alăptezi puiul imediat, să ai acel magic hour. Să fac o paranteză, și eu am avut acel magic hour, chiar dacă am născut prin cezariană. Mă simt foarte bine acum la 2 săptămâni după ce am avut această operație. Da, nu a corespuns cu planul meu, dar important este că totul este bine, totul s-a terminat cu bine. Bebe, au fost câteva zile dificile din cauza acelui iter în care nu puteam să-l alăptez exclusiv, dar acum îl alăptez exclusiv. Am ajuns acasă și totul a reintrat pe un făgaș normal. Ideea este că trebuie să ai foarte mare încredere în doctorii cu care naști, trebuie să ai încredere în tine ca și mamă, că ai super puteri în acel moment și, cel mai important, trebuie să te gândești la sănătatea copilașului tău. Acele așteptări pe care le ai ar trebui, nu știu, într-un fel să le ții echilibrat și să fii pregătită pentru orice. Da. Eu nu am fost pregătită, recunosc, dar aș putea să spun ție din această experiență și da, să nu te dărâme absolut nimic, pentru că în momentul în care ții puiul în brațe, este cel mai important lucru din lumea asta. Astăzi plecăm acasă. Gata. Ce a fost mai greu a trecut. Sunt foarte fericită și recunoscătoare pentru tot ce s-a întâmplat, pentru tot personalul de aici, din maternitatea Sanador. Nu știu, parcă mi-au devenit o familie. Am stat deja 10 zile aici. Dar gata. Mergem acasă. Iubirea lui mami, mergem acasă, mami, gata. Și să-l cunoaștem pe tati. Asta e cel mai important. O așteptăm pe Lili să iasă. Buchetul de flori. Ai venit acasă, e bine, nu? Ce bine. Ce bine acasă. Home sweet home. Da, cam asta a fost tot. De fapt, nu a fost tot. Sau mai poate avem... nu. Sau poate nu, sau poate mai avem să vă prezentăm pe cineva. Hei, mami. Hai la mama. Haide. Oh. Iubitul meu, mami. Da, iubire, da. El este Thomas J. Hello! Hello! Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Și vă mai așteptăm. Da, cine vă știe? Vă așteptăm și data viitoare. Viața ne oferă surprize. Zi. Vom vedea. La revedere! Pa, pa! La revedere, ne-a părut bine de cunoștință. We are the Tzolus. The Tzolus! Bye! Ciao, mulțumim!